Doamnelor, domnilor, sunt onorat că astăzi avem alături de noi domnul primar de la Târgu Ocnea, domnul viceprimar și Consiliul Local. Practic este o ședință festivă, o ședință de sfârșit de an și, așa cum spuneam, suntem deosebit de onorați de prezența noastră. Și pentru că suntem la a treia zi de Crăciun, vă propun să începem lucrările ședinței de astăzi cu un colind de la Dărâmănești. Doamna, avem o trupă de colindători de la liceul din zonă care ne va încânta cu frumoasele colinde române. În noaptea sfântă de Crăciun, pe drumul niște lună, trei magi călări cu sufletul, aleargă împreună. Lerui, 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 Thank you.
Sănătate
ferească, toți cât sunt în casă și se ospătează la această masă, mulțea să trăiască, toți cât sunt în casă, mulțea să trăiască. A treia zi de la Crăciun, cred că aceste porii de urări au prins foarte bine și special pentru domnul primar, care astăzi este și sărbătoritul nostru, da? O să avem o surpriză mai târziu. Mulțumesc foarte mult! La mulți ani cu sănătate să vedea Domnul tot ce dori, zile se bine și fericire, la mulți ani să trăiți. La mie viața numai lumină, ca în lumină să dai luiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani să Dărmănești cu buchet de flori pentru domnul primar. Da, pe ordinea de zi, vă propun să facem cunoștință. Și o să începem din primul rând de aici. Vă prezentați și Consiliul Local, ca să ne putem cunoaște împreună. Da? După care dăm drumul la lucrări. Te rog, domnul primar. Constantin Consiliar, de partea organizației PSD Dărmănești. Roman Viorel, consilier din partea PSD Dărmănești. Procurarii Gheorghe, consilier PSD Dărmănești. A Petri, dumneavoastră, consilier, va avea mult de zile. Chiuțiu de Vasile, consilier PSD Dărmănești. Dezbatător din partea Partidului Social Democrat. Da? Mihai Rusu, consilier al Consiliului Local din orașul Tribuna, din partea Partidului Național Liberal, deloc dărmăneștean de la totul. Domnul consilier Petrele Târgu Ocna. Mulțumesc! Domnul consilier Local, din partea Partidului Social Democrat, Târgu Ocna. Iar domnul consilier Petrele Târgu Ocna. Domnul consilier al orașului Târgu Ocna, din partea formațiunii voice, acest domnul consilier. Au fost bucur, consilier PSD Dăbova, dar nu niștea deloc mai de la centru decât Mihai, de pătruiești. Nu toți putem fi din centru, ca tine. Suntem mai de la margine. Eu am făcut școala la centru, Mihai. Pe Sofia domnului Buzat, am avut o profesoară de române. Pe vocația Călin și mulțumesc. Mulțumesc pentru tot vitul la un coleg. Ia Varna, de profesie profesor. Consilier local PSD, președintele Comisiei de Urbanism de la Consiliul Local Târgu Ocna. Consilier Târgu Ocna, din partea Partidului Social Democrat. Rozav Ion, consilier de la Școlina, din partea PSD. Nuțu Costache, consilier ALDE Târgu Ocna. Pavalachi Ion, consilier din partea ALDE Târgu Ocna. Cosmin Marian Paierele, consilier local din partea ALDE în orașul Dărmănești. Să vă mulțumesc pentru vizionare.
tot consilierul local. Uzatul Mihai, Albert Permanești. Dragănuțul Mihai, viceprimar Târgu Ocna, din partea ALDE. Cotva Vasile, consilier din partea ALDE, Dărmănești. Roma Constantin, primarul orașului Dărmănești. Covaci Răghi, primarul orașului Târgu Ocna. Crânceanu Ionela, secretarul orașului Dărmănești. Admiră Uță Eugenia, Sfântă Dărmănești. Mulțumesc tare mult. Propun să intrăm pe ordinea de zi și rog președintele de ședință să dea citire. Mulțumesc. În primul rând, bună ziua. Declar deschisă ședința Consiliului Local de Orașul Dărmănești din data de 27.12.2016 și vom da citire noi ordine de zi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.11.2016. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind de rectificarea bugetului local pentru anul 2016, avizează Comisia Buget Finanțe, Comisia Juridică și Comisia Urbanism. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017, avizează Comisia Finanțe, Juridică și Urbanism. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al unității administrative teritoriale a deficitului secțiunii de dezvoltare, avizează Comisia Buget, Finanțe, Juridică și Urbanism. Punctul 5. Proiect de hotărâre pentru primirea orașului Ionești în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIR, și modificarea actului constitutiv și a statului acesteia, avizează Comisia de Urbanism și Juridică. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2017, avizează Comisia Buget, Finanțe și Juridică. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local Dărmănești în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. Avizează Comisia Buget Finanțe, Comisia Juridică și cea de urbanism. Punctul 8. Diverse. Vom supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate s-a votat noua ordine de zi. Începem cu punctul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.11.2016. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? În unanimitate s-a votat punctul 1. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2016. A fost prezentat proiectul comisiilor și s-a votat. Se propune, se aprobă majorarea bugetului local al orașului Dărmănești pentru anul 2016 cu suma de 737.000 lei la partea de venituri. Astfel, veniturile cresc de la 20.119 la 20.856.000 lei și diminuarea cheltuielilor cu suma de 328.000 lei de la 21.184.000 lei la 20.856.000 lei. În continuare, o rugăm pe doamna Jenica să ne prezinte. La partea de venituri, majorarea este de 737.000 lei, după cum urmează. 11.0206, sume de factare de venituri pentru echilibrarea bugetelor locale, 1.619.000 lei. 040204, sume alocate din cote de factare din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, plus 138.000 lei. 11.0202, sume de factare din TVA pentru finanțarea cheltuielilor pentru asistență socială, minus 20.000 lei. Deci astfel veniturile cresc de la 20.119.000 lei la 20.856.000 de lei. Pentru echilibrarea bugetului am scăzut la partea de cheltuieli suma de 328.000 de lei, sumă ce provine din 308.000 lei la capitolul 7402 mediu,
deci sumă nefolosită pentru canalizare și 20.000 de lei pentru asistență socială, respectiv cheltuieli de personal ale asistenților personali. Astfel, veniturile sunt la ora actuală egale cu cheltuielile, respectiv 20.856.000 de lei. Dacă îmi dați voie să trec la următorul punct, respectiv la acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe 2016 a deficitului secțiunii de dezvoltare. Deci la începutul anului ne-am propus să cheltuim din excedentul anului precedent suma de 1.065.000 lei. Astfel, 862.000 de lei la obiectul de extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, cu stație de epurare, 97.050.000 lei la obiectivul asfaltare drum și amenajare de gole în cartierul Rădălești și suma de 105.050.000 lei la obiectivul grădiniță cu 4 sări de grupă. Din totalul de 1.065.000 lei am folosit doar 330.24.000 lei, astfel 77.36.000 lei la obiectivul grădiniță cu 4 sări de grupă, 252.88.000 lei la obiectivul de extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău cu stație de epurare. Datorită faptului că în acest an avem excedent, suma cheltuită din excedentul anilor, din anilor precedenți, o acoperim cu excedentul anului curent, respectiv acoperim definitiv suma de 330.024.000 lei. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține. În unanimitate s-a votat punctul 2. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017. Se propune se stabilesc nivelurile pentru valorile impozitabile, impozitele, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicate începând cu anul fiscal 2017, conform anexei, ce face parte din prezentul proiect de hotărâre. Îi vom da cuvântul doamnei Iliana Adam să ne prezinte mai multe. Impozitele și taxele, propunerile de impozite și taxe locale de anul 2017 au rămas la fel ca și cele din anul 2016. Deoarece a fost o deflație, n-a fost inflație, n-am aplicat nicio majorare, nicio indexare de impozite și taxe locale. Comisia a dat un aviz favorabil. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, spunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? S-a votat? Mai domnul Diaconescu și domnul Milea sunt împotrivă. Două voturi împotrivă. Mergem mai departe la punctul 4, proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al unității administrative teritoriale a deficitului secțiunii de dezvoltare. Se propune se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al unității administrative teritoriale a deficitului secțiunii de dezvoltare în suma de 330.239 lei. Cu ducere a prezentat doamna Jenița, cele trei comisii au avizat. Dacă sunt întrebări, dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Abține. Împotrivă? S-a votat în unanimitate. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind primirea orașului Lunești în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIR, și modificarea actului constitutiv și a statutului acesteia. S-a votat în comisii. Dacă sunt întrebări, dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Din nou, în unanimitate s-a votat și acest proiect.
Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2017. Din nou, s-a votat pe comisii. Dacă sunt întrebări sau... Cotizația a rămas la nivelul anului 2016. Și anume, se propune, se aprobă cotizația anuală la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău în cuantum de 15.000 lei. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot cine este pentru, abține, împotrivă, în unanimitate s-a votat. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local de Mănești în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. Se propune. Se mandatează domnul Toma Constantin, primarul orașului Dărmănești, reprezentantul Consiliului Local Dărmănești în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău, să voteze modificarea și completarea Comisiei de Evaluare pentru derularea și finalizarea procedurii de licitație organizată în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri municipale în județul Bacău. Dacă nu sunt întrebări, spunem la vot. Consider că am putea să știm ce s-a întâmplat două săptămâni de nu s-a ridicat gunoiul de pe raza Dărmăneștiului, care a fost cauza și ce măsuri putem lua. Da, am să vă fac o informare eu, pentru că în ședința adinsului am participat în calitate de reprezentant al orașului Dărmănești. În 2010 a fost aprobată hotărârea prin care Consiliul Local și-a asumat evoluția prețurilor în ceea ce privește taxa pe gunoi. În 2015, în decembrie, Consiliul Local de la acea vreme a dat o hotărâre de Consiliu prin care taxa pentru gunoi era stabilită la altă valoare și nu cea aprobată în 2010. Adică în 2015 noi aveam 5,60 lei pe persoană, iar în 2010 evoluția prețului spunea, taxei spunea că în 2016 va fi 9,25 lei. Datorită faptului că în cursul anului 2016 UAT Oraș Dărmănești a achitat contravaloarea taxei raportată la hotărârea din luna decembrie, adică la 5,60 lei, adis Bacău a găsit de așa de cuvință să suspende serviciul pentru că nu ne-am respectat acea hotărâre din 2010. Adică orașul Dărmănești nu a achitat taxa la 9,25 lei. Am avut discuții cu președintele Consiliului Județean și domnul primar Șilochi a fost, face parte din Consiliul Director ADIS și a fost de față. Când m-am opus acestei evoluții a prețurilor, datorită faptului că de pe raza orașului Dărmănești nu a fost ridicată cantitatea de gunoi prognozată în acea evoluție în 2010. Altfel spus, în 2010, când s-a aprobat acea hotărâre prin care era precizată evoluția prețurilor, în acea hotărâre sunt două anexe. Este o anexă care spune că la persoanele fizice care fac parte din orașe, taxa este în 2016, corespunde unei valori de 9,25, și mai spune că dacă ne-am raporta la tonele ridicate din comunitate, o tonă ar fi 258 de lei. Sigur că am cerut situația cu câte tone s-au ridicat de pe raza orașului Dărmănești. Și am constatat că începând de la 1 ianuarie 2016 și până în momentul în care vorbim, de pe raza orașului Dărmănești s-au ridicat 1600 de tone de deșeuri. Ceea ce înseamnă o medie, să zicem, de, eu știu, 150 de tone pe lună.
Dacă ne-am raportat la 258 cât prevedea acea hotărâre, ar însemna, eu vă spun din amintire așa calculele, deci practic s-a ridicat 1472,64 tone în perioada 11 ianuarie 2016, 30 noiembrie 2016. Da? 1472 de tone. Deci undeva să zicem 1250 de tone pe lună. Iar tona de deșeu aprobat în 2010 era 258 de lei. Adică primăria Dărmănești, raportat la tone, trebuia să dea în jur de 30.000 de ron pe lună. Ei, dacă ne-am raportat la 9,25 lei cât ne cere ADIS-ul, primăria Dărmănești trebuia să dea 75.000 de lei pe lună. De asta am avut o poziție foarte fermă în ADIS, în adunarea generală ADIS, și am spus că dacă noi producem gunoi de 30.000 de roni, nu putem plăti 75.000 de roni, pentru că se vorbea acolo, se făcea vorbire despre principiul solidarității, adică cei care sunt comunele din județul Bacău, care sunt cu putere financiară mai redusă, orașele trebuie să susțină. Dar până unde susținem urbanul? Până unde putem susține noi acest decalaj? Pentru că dacă eu produc, repet, gunoi de 30.000 de roni pe lună, nu-mi permit să vă plătesc 75.000 de roni. Datorită faptului că nu am fost de acord ca noi să ne aliniem acelui preț de 9,25 lei, ADIS a suspendat serviciul de colectare a gunoiului. Nu că nu ne-am plătit, noi eram cu toate plățile la zi. În cursul anului 2016 am plătit 4.619.000, adică 461.000 de ron. Deci noi suntem la zi cu toate facturile. Dar nu putem să, repet, să plătim niște sume care nu se justifică. Și am cerut președintele Consiliului Județean și președintele ADIS, domnul Brașoveanu, să se țină cont de cantitatea de gunoi care se ridică de pe raza fiecarei localități și să plătim în funcție de cantitatea ridicată. Nu în funcție de numărul de persoane, pentru că am ajuns să alergăm prin orașe și nu e cazul doar a Dărmăneștiului, ci peste tot unde avem situații de genul ăsta. Ba că sunt 15.000 de locuitori în oraș, ba că sunt 10.000, ba au mai plecat nu știu câți, pentru că la ora asta calculul pe care îl face ADIS este așa, 9,25 lei, ori numărul de locuitori. La Dărmănești sunt 14.750 de locuitori în statistică, în realitate sunt mult mai puțin, pentru că oamenii sunt plecați și așa mai departe. Și dacă ne-am luat după statistică și după calculul pe care l-a făcut ADIS-ul, vă dați seama, noi ar trebui să suportăm niște cheltuieli pe care, sigur, nu avem de unde să le... niște sume pe care nu avem de unde să le încasăm. Deci, din cauza asta a fost suspendat serviciul, pentru că noi nu am fost de acord cu taxa de 9,25. Mai mult decât atât, de la 1 ianuarie, a crescut din nou această taxă la 9,6, la 9,60 lei pe persoană. Avem în dezbatere publică la momentul discuției hotărârea prin care mi s-a solicitat din nou să creștem prețul, deci de la 9,25 lei, cât a fost până acum, poate să ne ducem la 9,60 lei. Și spuneam că este în dezbatere publică acest proiect de hotărâre. În 5 ianuarie este prima dezbatere publică, atunci invit Consiliul Local, invit cetățenii din orașul Dărmănești să vină să-și spună punctul de vedere, urmând ca în luna ianuarie să avem pe ordinea de zi această hotărâre care va stabili ce avem de făcut legat de gunoi de aici încolo. Propunerea mea, repet, și care este ancorată în realitate, este ca de pe raza orașului Dărmănești gunoiul să fie cântărit, care se ridică să fie cântărit, iar noi, UAT Oraș Dărmănești, să plătim conform acelei eșalonări din 2010, care spune că în 2016, de exemplu, o tonă de gunoi ridicată la Dărmănești este 258 de lei. Și dacă noi vom produce 1.000 de tone, vom plăti 2 miliarde și jumătate, dacă vom produce 100 de tone, vom plăti 200 de milioane. Deci ăsta este raționamentul, fiecare să plătească exact cât produce. Mai mult decât atât,
Unul din obiectivele pe care ni le-a impus Uniunea Europeană este să reducem cantitatea de gunoi la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale. Ori dacă noi nu ținem cont de cantitatea de gunoi pe care o ridicăm, cum ne putem atinge acest obiectiv? Dacă noi ținem cont doar de numărul de persoane. Deci, indiferent dacă produci sau nu produci gunoi, dacă ești astăzi în statistică, trebuie să plătești. Aceasta este filozofia pe care ADIS o promovează. Și acum noi suntem în litigiu juridic? Cu nu suntem în litigiu juridic. După discuțiile pe care le-am avut la nivel de conducere a ADIS, s-a decis ca până la sfârșitul anului să se ridice gunoiul de pe raza orașului Dărmănești. Dar dacă în luna ianuarie 2017 Consiliul Local nu va aproba noua taxă de 9,60 lei, din nou vom avea serviciul suspendat. Adică e un fel de... Fără să accepte ideea de a cântări acest gunoi. Și mai mult decât atât, știți foarte bine că fiecare acasă ne plătim curentul, apa, gazele, ce mai avem noi acolo, în funcție de cantitatea consumată. Da? Deci nu mi se pare normal ca noi să mergem pe varianta alta decât cea cât produci, atâta plătești. Ce ați reprezentat oraturilor? Ce părere au? De exemplu, domnul Șilochi poate să confirme, a fost împotriva, sau v-ați abținut, nu mai știu. Deci atunci când s-a supus la vot ce avem de făcut, din cele 63 de primării acolo, sunt 4-5 orașe, iar restul sunt comune. Comunele, pentru că au taxa de 3 lei și ceva, au votat ca un interes. Să vă mulțumesc, dacă este vorba de principiul solidarității, ar trebui acei primari să se gândească și la povara care este pe aceste 5-6 orășele, da? Nu am nicio problemă în primari. Cum să gândească în primari? Da. Ce trebuie? Fiecare primari vrea să-și atragă fonduri. Sau să-i vină mai ușor. Nu primarii de vină, sunt colectorii. Firma care colectează. Că cu ei trebuie să ne înțelegem. Și noi suntem vinovați dacă suntem de acord. Nu, atenție. Deci noi relația contractuală o avem cu ADIS-ul, nu cu Romprestu. Deci noi nu avem treabă cu Romprestu. Romprestu a spus așa. Domnule primar, eu nu am mai ridicat gunoiul de la Dărmănești pentru că ADIS-ul mi-a spus să nu mai ridic gunoiul de la Dărmănești. ADIS-ul, da? Deci ei primesc ori de la ADIS-ul. Au modificat acolo, că nu mai ridică. Deci, și clauzele contractuale? Clauzele contractuale, de atac împotriva clauzele contractuale spun așa. În cazul în care o primărie nu respectă acel plan de evoluție a tarifelor, și se suspendă serviciul. Numai că acea hotărâre, nu știu dacă este aici, să-mi dai, te rog, da, este. Acea hotărâre care a fost aprobată, deci, hotărârea numărul 62 din 2010, și vă rog, pentru că și dumneavoastră tribunile aveți fi cam în aceeași situație ca și noi, are prevăzut planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor. Și vedeți ce spune. Deci la prima coloană avem ani, la a doua coloană avem tarif agenți economici exprimați în lei pe tonă. Atenție! Da? Deci tarif agent economic, lei pe tonă, după aia avem tarif pentru populație, lei pe tonă, și vă dau un exemplu, în 2016, tona de gunoi ridicată de la populație este 258,93. Exact ce vă spuneam eu. Da? Mergem mai departe și spune așa, taxă urbană, lei pe persoană și pe lună, 9,25 lei. Și taxă la rural, 3,76 lei. Sigur că ADIS-ul este interesat. Deci atenție, ADIS-ul este interesat ca să ia taxă. El vine și spune, dom'le, dacă îmi tai 10.000 de oameni acolo, ori 9,25 lei, eu știu că în fiecare lună trebuie să iau de la tine o sumă. Asta e pentru 2017. 2016. În 2017, deci de la 1 ianuarie, să fiți foarte atenți, deci de la 1 ianuarie, taxa pentru populație pe tonă merge la 266 de lei, adică 2.660. Iar dacă ne uităm la
taxa pe urban, cum suntem noi, e 9,61 lei. Deci a crescut de la 9,5 lei la 9,61 lei. 2032, în momentul în care se încheie contractul. Dacă ne ducem, nu știu când, dacă o să mai ajungem noi, dar vă dau un exemplu. În 2024, în 2032, dacă vorbim de tonă, în 2032 e 3.410.000 tona și este 13,83 lei pe persoană. Deci vă dați seama ce evoluție. Și atunci, pentru că acel plan de evoluție, cel care a făcut, a gândit acest model, consultantul, a venit și a dat posibilitatea primăriilor să aleagă. Dom'le, dacă dumneata vrei în tone, e problema dumneata. Dacă vrei în taxă la numărul de persoane, iar e problema dumneata. Pentru că primăriile care produc foarte mult gunoi vor alege totdeauna taxa pe persoană. Deci taxa pe persoană. Primăriile care au intenție să producă cât mai puțin gunoi vor merge pe tone. Dar dacă mergem cu gândirea mai departe, noi trebuie să avem diferențiat. Avem acele pubele la oameni și am spus așa, domnule, o pubelă din aia are 0,2 metri cub sau cât are, costă, dau un exemplu, costă 5 lei. Un cetățean care îmi scoate 5 pubele la, într-o lună la mașina de gunoi va plăti 25 de lei. Unul care îmi scoate doar 2 pubele va plăti 10 lei. În felul ăsta, fiecare cetățean, în funcție de resursa lui financiară, de veniturile dumnealui, poate să plătească mai mult sau mai puțin. Cine contabilizează? Deci cei care vin și ridică cu mașina, da, el are o situație acolo și știe că la fiecare poartă, de câte ori a ridicat. Cum contabilizează ei evoluția prețurilor, deci crescător? Bun, aici există și aici o discuție. Atenție! Deci când s-a făcut această evoluție a prețurilor, ei au spus așa, domnule, va fi inflație, va crește prețul la combustibil. Un exemplu este creșterea salariului minim. De exemplu, de la 1 ianuarie, în discuția avută la ADIS, cei de la RomPrest au spus că acest preț de 9,61 lei de la 1 ianuarie nu este suficient. Pentru că salariul minim pe economie va crește de la 1 ianuarie. Și atunci, dacă acest salariu minim va crește, sigur nu va mai... Domnul primar, e foarte bună motivarea asta a lor, dar îmi spun și o întrebare. Cum cetățenii orașului Târgonești au un loc de muncă stabil? Și de asta am venit și am spus, domnule, de pe raza orașului Târgonești să mergem pe varianta pe tonă, pentru că noi avem situația foarte clară. Repet, am produs în fiecare lună în jur de 130-140 de tone. Cer scuze că sunt de prin vorba ta explicația. Fără probleme. Dar mă mulțumesc că îmi permiteți. Vă doresc că, pentru colegii de la Târgu Ocna, noi să ne mai vedem un an nou mai frumos cu realizări, sănătate. La colegii de la Dărmănești, cred că ne mai vedem. Dar tot la fel. Sigur. Să vă mulțumim la revedere. Cred că am intrat în diverse. Care încearcă să facă ordine pentru toată lumea și să ne tortă primul 15 ianuarie cum doresc ei. Într-adevăr, tarifele vor crește la gunoi, numai în județul Bacău, în toată țara și în toată Europa. Dar, o condiție obligatorie. Trebuie modificat statutul și regulamentul. Că s-a creat cele două documente, le-au făcut între ei, fără să consulte niciun reprezentant în teritoriu. Ca atare, noi ne ducem la ședințele lor și suntem 49% cu ei, reprezintă 51% și dacă vrem, putem să dăm, dar cum vreți dumneavoastră, că fac tot cum vor ei. Hai să-i fac, să-i facem să facă cum vrem noi. Că noi suntem cei care plătim. Nu plătesc ei. Este niște funcționari, la urma urme, care trebuie să ne reprezinte interesul așa cum le vrem noi, nu cum vor ei. Ori, acolo e altceva. Sunt ai noștri frate, nu sunt alții. Deci noi plătim, taxa aia lunară, pardon, cotizația anuală din care își primesc salarii și așa mai departe.
hai să-și modifice regulamentul și statutul și să facem pe propunere care le-a spus la cantitate, la kilogramul de gunoi pe care îl producem, ăla să-l plătim, nu după numărul de arbitrar pe care îl vor în care să le ajungească. Vreau să vă spun până la urmă, și cred că și de Bogna are aceeași problemă. Să știți, noi, de exemplu, la Rămânești, nu casăm această taxă de populație. Suntem undeva 50% avem și să completăm diferența până la cât ne cer cei de la VIS, luăm bani în bugetul local care, repet, curtea de conturi nu e de acord cu treaba asta. Convingeți-vă pe noi președintea Consiliului Județean să fie de acord într-o ședință foarte serioasă pe tema asta și trebuie un act la cele două documente ca să putem de face treaba așa. Eu cred că și este un prim pas faptul că astăzi două orașe s-au întâlnit în ședință comună. Și cred că ar trebui să continuăm ideea să luptăm împreună pentru interese comune. Și fiindcă acești primari sunt aleși populației, consiliile locale reprezintă populația, ar trebui nu numai primarii să fie acolo, ci și majoritatea consilierilor care să fie adunați toate oaturile și să supunem acolo la vot. Și atunci vedem și pulsul comunităților care le convine. Da, vă mai spun ceva, imediat. Consiliul local este forul legislativ, este forul suprem. Primarul niciodată nu poate să ia alte decizii decât cele aprobate în Consiliul local. Mi s-a spus în adunarea generală a DIS, de ce eu plătesc 5,25 lei. Și am spus, domnule, în 2015 Consiliul local a aprobat o hotărâre de Consiliu care îmi dă mie dreptul să plătesc 5,25 lei pe persoană. Și a zis, domnule, dar cum adică? Lasă Consiliul local, nu mai ține cont de părerea Consiliului local. Deci vă dați seama cam până unde se duce. Dacă îi împunează nevoastră asta. Păi, da, s-a ajuns, domnul primar, s-a ajuns aici pentru că hotărârea din 2010, dată tot în Consiliul local Drămănești, cum ar fi la Drămănești. Da. Păi este ca un contract. Așa este, și dar... respect, exact. Pentru că domnul da. Setu, sau cum îl cheamă, da. Sau cei care domnul care administrează, așa, băieții se leagă foarte ușor de acea hotărâre de Consiliu. Ia uitați-vă, fraților, ce ați votat aici. Dar exact în acea hotărâre pe care eu o am aici, prevede și tona. De ce nu acceptă? Deci exact aceeași hotărâre, da? Toate deci noi dacă mergem pe tonă... De modul de vinoat tradițional, se pot face. Dar spărnesc că se va modifica doar în stare. Deci dacă noi am merge pe tonă, n-am mai avea populația. Că sunt... Domnul Sfântul lăsa să-l iasă banii pe zi. Dacă aveți aceeași problemă ca la Târgu Ocna, nu e niciun fel de diferență. Luăm ADIS-ul ăsta, noi spunem ei și noi. Cei de la, băi, fraților, ADIS-ul, noi suntem. Despre ce vorbim? Noi suntem ADIS-ul. ADIS-ul. Cum nu? Am avut senzația asta, domnul Rusu, că noi suntem și când ne-am dus acolo, noi orașele, noi acceptăm să fim ei și noi. Au votat, pentru că primarii de la comună sunt mai mulți, au votat cum au vrut ei și noi am rămas, am votat împotrivă și... Ca să înțeleagă soarta, dacă... Ca să înțeleagă colegii, președintele a zis... Chiar ne președintele a zis... Până la urmă, adisul primar, să știi. Nu, și ce este altceva? Din ce e vorbat adisul? Mai mult decât atât. Noi plătim această cotizație, deci noi plătim această cotizație adisului, da, am aprobat-o mai devreme 15.000 de lei, ca să ne reprezinte interesele. Știți ce adresă am primit eu de la adis? Care interese? Am primit adresă de la adis ca adisul are dreptul, cum a zis domnul primar, are dreptul să ne dea în instanță, domnule. Da, să ne dea în instanță și are dreptul adisul să ne hăchească pe tot. Pentru că aici vorbim cu o dată. Orice contract poate fi atacat pe cale juridică la... Nu, ideea este să facem front comun. Avem în dezbatere publică, repet, avem în dezbatere publică această taxă. Și eu mi-aș dori ca la dezbaterea publică să participe cât mai mulți cetățeni, cât dacă s-ar putea întreg Consiliul local și atunci vom lua o decizie. Dar îl rog și pe domnul primar și lor să ne spună câteva lucruri legate de ADIS și de gunoi, pentru că face parte din Consiliul Director ADIS-ului. Vă rog, domnul primar. Sunt încântat și vă mulțumesc că ne-ați invitat la Dărmănești. Este interesantă această discuție și aș dori să încep cu un mic istoric. În 2010, când s-a aprobat acea documentație, știți că aveți un metru cub de hârtie și mi s-a spus așa, votați că o să ne fie bine.
și noi, reprezentanții noștri la Dumnezeu, s-au votat și o mare parte din asta a fost consilier. Și a venit odată, și a venit de două ori, și a venit și Setor, și a venit și președintele, și a venit și Bena. Votați, votați, votați! Nu s-a uitat nimeni atunci la evoluție și nu putem să ne acuzăm, pentru că aici a simțat foarte bine domnul consilier. Noi am aprobat această politică tarifară. Și gândiți-vă că deasupra capului nostru stă barda care spune atenție că v-am făcut investiții. Deci ce s-a întâmplat? V-am făcut un master plan pe județ în care s-a spus așa, Uniunea Europeană a dat 27 de milioane de euro, sau 37 de milioane de euro, în care a spus așa, închidem gropile de gunoi, dar închidem gropile de gunoi în condițiile următoare. Două puncte. Aprobați politică tarifară, aprobați operator unic și faceți ce vă spunem noi. Și noi am făcut atât și am spus. Și toată lumea a crezut că o să ne fie tare bine. Gândiți-vă că noi suntem în situația în care am avut investiții de 630.000 de euro în oraș. Și orașele au avut investiții pe deșeuri. Și ce ne-am trezit acum? Comuna cu 3,25, unde n-a investit un leu, respectiv Dofteana și toate comunele din zona noastră, și cu 3,25 vine cineva și ia gunoiul și foarte mulțumit. Îi convine. Și noi cu 9,27, pe principiul solidarității, suportăm ce s-a întâmplat. Acum, acel master plan care a fost făcut, s-a demonstrat astăzi că avem cu 102.000 persoane mai puțin decât au trecut ei acolo. Nu de județ vorbesc. Ascultați-mă, eu am din statistică, vedeți că suntem în România în următoarea situație. Când vrem să fim alegeri ca să fim mai mulți consilieri, 14.000 de armăniști, când vrem să fim noi, spunem 11.300 și în realitate sunt nici 8.000, 7.000. Corect, aici s-a atins. Deci vedeți dumneavoastră că aceste cifre, până la urmă, trebuie să ajungem și în țara asta, să știm și cadastru cât avem și populație cât avem, da? Și atunci, ce e de făcut? Treaba nu-i simplă. Să știți că eu am fost consilier și atunci și sunt o mare parte din consilieri aici. Și acum suntem în situația aceasta. Așa cum să... Orice se poate corecta ce a făcut un om pe lumea asta. Dar acum suntem în următoarea situație. Acest operator unic are următorul scop. Să ducă cât mai mult gunoi și să ia cât mai mulți bani. Noi primării avem alt țel. Să ducem cât mai puțin gunoi. Și mai avem o problemă să-l conving. Și pe Neion din cartier, Neoane, nu mai duc. Că ducem la Bacău și plătim bani mulți. Și atunci, interesele fiind contrare, noi la Târgu Ocna am stabilit și în ultima ședință am aprobat să ne facem noi treaba. Să ne facem noi. Un operator al nostru, de la primărie. De ce am făcut acest lucru? Pentru că numai faptul că eu pot să-l conving pe Naion, Neoane, nu mai arunca acolo, îi pun un container, două, trei, pentru că dăm bani pe el. Dar acum Neoane, dacă ce? Dăm la persoană, tot plătesc de dracului să care. Vedeți? Aceste probleme noi le-am ridicat. Și domnul primar le-a susținut. Și le-a susținut cu tărie. Și a spus, domnule, nu-i normal să cântărim? Pentru că dacă dumneavoastră nu cântăriți și luăm la persoană, se întâmplă fenomenul care l-am spus. 20 de mașini de la acest operator unic, Romprest, stau pe dreapta. Pentru că la licitație, atenție, la licitație, el a venit și a spus așa, 80 de mașini Euro 5, avem nevoie noi. Acum 20 de mașini, în ultima ședință, a spus, dom'le, ia-le și du-le să facă bani. El ce-a făcut practic? Și vă mai spun de ce am rămas noi la acest operator. Pentru că cum este afacerea? Acest Romprest a plecat la afacere fără niciun ban. Ce a făcut? A venit și a prins contractul, a fost la licitație. La licitație s-au pus în caietul de sarcini niște condiții. 80 de mașini Euro 5 n-avea nimeni în sud-estul Europei. El s-a dus în baza contractului, a făcut credit la bancă și și-a adus mașinile. În 2032, gândiți-vă, nu, dar nu are 32, 8 ani. După 8 ani, acest operator rămâne cu tot ce a făcut el și a plecat banii. Pe când acest operator care rămâne la noi, la Târgu Ocna, așa ne-am gândit noi, consilierii, așa nu sunt dezbateri. Deci noi nu avem soluția în mânecă. Măcar rămân la localități. Da? Și noi vom investi și investim și în camere, și investim și în containere, să ne facem în sărăcia noastră tot ce avem acolo, pentru că în aceste condiții cu acest operator nu ai ce discuta. Operatorul ce face acum, spune domnilor de la ADIS care lucrează lor, că sunt 63 de comune care sunt cu acest operator, 22 de comune în jurul Bacăului și suntem 5 excepții. Ăsta spunea așa, domnule, dar eu când m-am prezentat la licitație,
Dumneata mi-ai spus că ai nevoie de 80 de mașini. Dumneata mi-ai spus că ai atâta populație. Ori eu acum văd că socoteala de acasă nu se poate merge cea la târg. Și intervențiile noastre au fost așa. Păi domnule, nici eu n-am știut ce se întâmplă, nici dumneata. Dă un pas înapoi și dumneata, dau și eu și hai să ajungem undeva la o înțelegere. Acum, domnul primar, a avut aprobarea Consiliului Local, domnul primar, cu 6 lei. Dar tot Dărmăneștiul a aprobat politica tarifară. Asta este foarte greu pentru Consiliul Local Dărmănești acum. Ce face? Ce să faceți dumneavoastră? Respectați politica tarifară sau mergeți pe 6 lei și? Pentru că e simplu. Până acum ați înregistrat acele debite, diferența de la 6 lei la 9 lei și nu știu cât, vă dăm judecată și o să trebuie să plătiți. De ce trebuie să discutăm aceste probleme împreună? Pentru că suntem localități, orașe, de munte, așa cum suntem noi. Și mă uit aici când bugetul dumneavoastră avem activitate și aveți venituri mai mari din impozitul pe venit decât din impozitul și taxe locale. Când de aici din munți pleacă și apa, de aici pleacă și lemnul pe care îl car toți și treaba asta trebuie să o spunem și parlamentarilor noștri. Dom'le, și că sunt toți un băluț înapoi spre munții ăștia noștri de unde pleacă toată bogăția în țara asta, îl dă parcă ne-l dă așa dipomană și ne rugăm frumos să-l dea. Păi este o situație aiurea totală. Pleacă apa din Dărmănești și Dărmăneștiul ajunge să plătească. Și aici avem o problemă mare cu apa. Da. Și atunci, suntem pe Valea Trotușului, și asta e discuția care o am cu domnul primar de ani de zi. Suntem pe Valea Trotușului, 4 orașe. Da? Comănești, Dărmănești, Târgu Ocna și Slănic. Dacă nu suntem uniți și în Consiliul Local lăsăm politică, lăsăm tot deoparte și vedem interesul nostru și a cetățenilor, nu vom putea face nimic. Pentru că vă spuneam, Moineștiul este și el din partea noastră, ca și municipiu, Comăneștiul are și el o situație separată, Comăneștiul are stația lui de sortare și el funcționează așa cum funcționează. Domnul primar, la ultima ședință și îl felicit pentru asta, i-a spus, dați-mă afară din Adis, vă rog frumos, dați-mă acum. Pentru că dacă mă dați, eu îmi găsesc alt operator. Deci lupta este foarte puternică acolo și noi încercăm să facem acest lucru. Pentru prima dată a fost ales în Adis toți primarii de oraș și m-au ales pe mine în Adis. Am abținut la ultima și a văzut ce poliția a avut cum să mă abțin, însă trebuie să gândim împreună cum este mai bine. Și concluzie cu aceste deșeuri. Și noi trebuie să ducem muncă de lămurire și să strângem puțin șurubul și cu cetățeanul Ionescu Popescu, dar să-i explic, nene, nu mai duc gunoi de la porc, dă-i foc în grădină, nu mai duc crești, nu mai duc frunze, că le cărăm la Bacău. Dar pe de altă parte, să vorbim și cu acest Adis care trebuie să ne reprezinte, pentru că salariile toate se dau din cotizația noastră. Și am discutat și am spus, domnule, putem mări dacă vreți cotizația, dar nu pot să mă duc peste cetățean, că el nu are de unde să dea. Noi acum atât avem dezbatere publică taxa, el nu are de unde să dea. Și atunci o să vine factura la sfârșit de lună. Domnul primar trebuie să o plătească, că are pe lucru, dar de încasat n-a încasat. Și atunci ajungem în altă situație, când vine curtea de conturi și spune, de ce l-a banii de altă parte și-a dat la bună. Nu ce operator? La ce operator să apelăm? Să creăm? Nu puteți pleca la nimeni pentru că contractul este încheiat cu Romprestu. Deci acum care este problema? Cam analiz. Dacă dumneavoastră renunțați la acest contract cu Romprestu, aveți de plătit 1 milion de euro închiderea gropii de cunoști. Ceva de genul ăsta. Suntem condiționați. Dacă noi renunțăm, trebuie să plătim banii pentru groapa de gunoi de la José. Bun. Da? Dar nici aici nu cred că e chiar așa. Pentru că, practic, s-a realizat proiectul pe Dărmărești. Va trebui să spunem, și aici e frica mare și pentru Adis, pierderile acestui operator, care o să spună că am pierdut pentru că Dărmăneștiul s-a retras nu știu cât. Ultima discuție care a fost și Romprestu la discuție și a dat și el seama că nu se poate chiar așa cum vor ei, pentru că drumul pe care a luat, pe care se merge acum Adisul și Romprestu, este spre pierdere totală. La ora actuală ei nu încasează 8 miliarde pe lună. S-a făcut, atenție, că ați votat și dumneavoastră de la 1 ianuarie 54 de lei depozitarea și nu 24 motiv în plus, să-i spună Naion, nu mai aduc gunoi, Naioane, adăm cât mai puțin. Romprestu, are alt interes, cărați cât mai mult, că eu banii eu la fiecare kilometru parcurs și încărcat. Da. Și s-a mai făcut 70 de lei taxa de mediu pentru fiecare tonă care o ducem la depozit. Domnul primar, da. Nu s-a amintit nimeni de faptul că de doară, probabil, sau toamna anul care urmează, vor să intre funcționarul operatorul pe cele 4 locații cu stații de transfer. Altă distracție... Acum, ce aveți dumneavoastră de aprobat astăzi? Aici e foarte important, n-am discutat de toate, n-am discutat ce a aprobat dumneavoastră aici.
Sunt patru stații de transfer în toată zona, în tot județul. Una este la Onești, unde trebuie să cărăm noi. Una este la Berești-Aslău, una este la Moinești și alta la Beceanu. Noi ce aprobăm acum? Vedeți cum pun problema aici. Spune așa, Consiliul Local Dărmănești și Târgu Ocna, că am avut și noi. Aprobați, vă rog, un reprezentant care, după ce se câștigă procesul, pentru că licitația a avut loc, după ce se câștigă procesul, să aprobe tot ce înseamnă documente pentru ca să punem... Comisia de evaluare... Evaluare... Acum ce se întâmplă? Faptul că operatorul a venit la licitație și a licitat pentru Onești, Găiceana, Berești-Aslău. Dă-i la acum care la Bacău. El a făcut kilometri în plus. El trebuie să ia alți bani. Deci, problema este foarte complicată și cu operator, dar trebuie să găsim o soluție. La Târgu Ocna am spus, am avut acest caz. Deci, una din soluțiile identificate de Târgu Ocna a fost ca în cadrul Consiliului Local, da? Da. Să aprobați un serviciu deci, de colectare. Avem o societate, a primăriei, care am aprobat o variantă. E varianta care am acceptat-o noi, da. Înainte de a ne scrie în... Da. Nu ne-am scris la operator și am zis, nu mă scriu la operator, nu vreau să mă scriu pentru că eu fac în cazul meu și în amarul meu. Și m-am spus, de ce? Că îi mai dau telefonul ăla, bă, ia și creangă. Acum a văzut, vine Rom Prestu, vin băieții cu mănuși, ia containerul, pune și, domnule, nu am și pentru deșeuri vegetale, nu am și pentru câinele care e aruncat de cineva acolo. Nu e simplu nici la noi, dar Consiliul Local a hotărât să încercăm să ne gospodărim. Noi, chiar dacă mai investim în utilaje, societatea are tot ce am cumpărat. Noi sunt bunuri de retur care se întorc la Consiliul Local da? Și rămân ale societății și cu această societate... Deci, practic, veți avea mașini ale acestei societăți. Avem și acum. Mașini, dar vrem să dotăm aceste mașini și ne facem noi treaba singură. Dar atenție, și aici e o problemă. Și spunea domnul primar, nu e posibil ca ADIS-ul să-i spună operatorului, pe cel care mă reprezintă, că spunea bine și domnul consilier Rusu, băi, mă reprezinți pe mine, eu îți plătesc salariul ție. Tu îi spui operatorului, vino și încetează că aici e o problemă. Da. Rom Prestu a primit hârtie de la ADIS. Da. De la ADIS, spune, deci, oprește prestarea. ADIS-ul, cel care ne reprezintă pe noi și pentru care noi plătim acea cotizație de 150 de milioane pe an, da? ADIS-ul, care ar trebui să reprezinte interesul orașului Dărmănești, Târgu Ocna și așa mai departe, l-a sunat pe cel care ridică efectiv gunoiul pe Rom Prestu și a spus, nu te mai duci la Dărmănești. De ce? Pentru că cei de la Dărmănești nu vor să dea 9,60 lei. Vor ei așa la 5,70 lei. Când l-am întrebat pe Rom Prestu, domnule, de ce n-ai mai venit să ridici gunoiul? Domnule, eu am hârtie scrisă, notificare de la ADIS, cel care te reprezintă pe tine, să nu mai vin să ridic gunoiul. Un amănânt, care e important, ADIS-ul încasează de la noi pe persoană, da. Dar el lucrează cu tarif față de operator. Pe și a spune, dar nu se poate așa, hai să mergem cu aceeași unitate de măsură. Dacă dumneata plătești în tonă, îți plătesc și eu în tonă. Păi și noi, plătim și noi. De asta am insistat eu, ați înțeles? De asta da, domnilor, da. Noi așa am aprobat atunci pe persoană. De asta eu am insistat să mergem pe tonă, să se cântărească gunoiul, pentru că, repet, atunci, în 2010, acel consultant care a făcut proiectul ăsta a trecut și în tonă. Și a zis, domnule, aveți de ales. Vrei în tonă sau vrei pe tarif pe persoană? Acum, ca să terminăm într-o atmosferă optimistă. Este domnul președinte al Consiliului Județean Brașovean. Dânsul a înțeles problema, am discutat-o, este o altă gândire, practic, la un moment dat, domnul președinte Benea și-a dat demisia, ADIS-ul nu mai avea așa, Bogdan Seto nu mai vine la Dărmănești, că nu știu ce ați făcut, dar l-ați speriat tare și ați spus, nu mai calcă la Dărmănești. L-am întrebat ce salariu. L-am întrebat și ce salariu. Da. Și ce-ai zis, confidențial. Nu, da, salariul lui este din cotizația noastră. Din cotizația noastră. Și eu cred că vom ajunge la dezbateri, pentru că de aceea și-a aprobat ca să ridice și să facem cu această tacă. A fost o dispensă așa pentru noi. A zis, domnule, până la sfârșitul anului, ținând cont de faptul că sunt sărbătorile, uite, noi o să trimitem în continuare să ridice gunoiul de la Dărmănești, dar condiționat de aprobarea și ne cerea acum în luna decembrie să aprobăm hotărârea de Consiliu prin care această taxă va crește la 9 lei și 61 de persoană de la 1 ianuarie 2017. Noi am băgat în dezbatere publică acel proiect de hotărâre, vedem ce se hotărăște în luna ianuarie și în funcție de asta vedem ce avem de făcut de aici încolo, pentru că... Greșeala este și a noastră, deci îmi spune.
Pentru că dacă am luat pe persoană, deci activă, care există în localitatea noastră, și plătim la persoana activă care este în zonă, în stația, tot vom plăti mai puțin decât sau altă greșeală care este a noastră. Deci așa cum ei mi impune nouă să plătim la număr de persoană. Pentru ce noi zona asta avem de risc cu apa? De noi plătim același preț aproape media cu el de la Bacău. Exact, dar, la fel. Păi, da. Dar de ce noi de zona asta nu trebuie să nu plătim greu prețul apei ei, că plătim în zonă de risc și îl plătim pe ei și reducem banii care îi dau ei. Nu trebuie ei la sa să plătească banul lor și noi la fel. Și atunci să trebuie profit să-i plătim. Asta e problema. Noi îi dau prima. Două chestiuni. Până la urmă trebuie să facă poate cineva și pe avocatul de aur. Adică tot am vorbit despre ei, despre ei, și tot ne-am blamat și tot ne-am până la urmă, care e soluția? Pentru că dacă, acum mă pun în locul lor, dacă s-ar trece la trecut pe tonă, foarte mulți s-ar putea să zică că le convine celor din prejurul Bacăului, celor din prejurul Bacăului să fie pe tonă. De ce? Pentru că dacă luăm în calcul, că acolo e un preț mincinos, până la urmă, și ăla e 9 lei și ceva, e un preț mincinos, care n-au reușit să-mi explice cei de la ADIS, când eu la Târgovna ne-am cerut să facă o analiză de cost efectivă, așa cum trebuie făcut el, analiză de cost. Și n-au putut să-mi explice nici, nu o să poate explica nici varianta de ce pe tonă costă atât. Pentru că n-are cum să fie atâtea lei pe tonă, că la Dărbănești, ca să transport gunoiul la Bacău, o să fie un preț, ăla de la Bacău o să fie alt preț, deci este un preț, un preț mediu. Este un preț mediu. Eu am avut o discuție cu consultantul și mi-a spus așa, domnule, s-a făcut un preț mediu pe tonă la nivel de județ Bacău. Corect. Și s-a ținut cont, poate cel de lângă Bacău la el e tona 180 de lei, cel de la Slănic sau de la Dărmănești e 260 și atunci se face un mediu. E un cost mediu pe tonă. Și se regăsește principiul solidarității și în tonă. Corect. Dar cred că o să-mi dați dreptate că dacă o să deschid această cutie a Pandorii și o să se pună în balanță prețul la pe persoană sau prețul pe tonă, deja o să pună discuție altă cu datele probleme. O să se deschidă cutia Pandorii și atunci o să se eu vă spun că în toată Europa, și vă rog să mă am documentat, în toată Europa, principiul care stă la bază este plătești cât produci. Deci ăsta este principiul de bază. Doamne, dacă eu îmi permit, imaginați-vă când mergeam cu plata, nu știu, paușal la apă. Nu era corect. Doamne, cine își permite să consume apă, plătește. Sau cine își permite să consumă curent sau gaz. Cred că principiul ăsta trebuie aplicat și la... Nu poate poate de la ALDE, e principiul liberal adevărat, social-democrații protedează la tariful ăsta mai social, așa, o compensare între unii și alții. Nu cred că e... Suntem în aceeași situație și unii și alții. Dar vedeți că și ADIS-ul, când e vorba de apă, vor să se aplice un tarif așa, uniform, o compensație, și facă o să plătească ca și Drămăneștiu, deși Drămăneștiu este furnizorul de apă a Bacăului, nu invers. Iar când e vorba de gunoi, ce e aici? Știți ce nu înțeleg eu, domnul Bucur? Și nu mă convingeți. De ce ADIS-ul încasează pe persoană de la oameni și plătește pe tonă? Unde e sincer ADIS-ul? Profitul foarte mare. Unde e sincer ADIS-ul? Când ia de la oameni? Pentru că relația a fost așa. Dom'le, la nivel de județ Bacău avem 750.000 de oameni. Stabilim la orașe 9 lei și la comune 2-3 lei și ceva. Calculul era foarte simplu. Da? Dar ei încasează această sumă de la populație, de la primării, pe persoană și mai departe plătesc pe tonă. Nu e corect. Nu, poate nu m-am făcut înțeles. Eu nu sunt de acord. Nici eu nu sunt de acord să plătim așa ca la urs. Și pe toate de la urmă. Sau la Eroz și la Mascați. După căprărie, așa. Și eu sunt de acord, doamne, ce consum să plătesc. Sigur. Și dacă consum... Eu am spus, doamne, dacă eu plătesc, dacă eu produc cu noi, deci 2 miliarde, să plătesc. Nu am nicio treabă. Numai că toată soluția acestei probleme în care se găsesc cu și oameni de Bocna și oameni de Rămânești, va fi de dezvăluit în cadrul ADIS-ului. Și în cadrul ADIS-ului să se ia hotărârea clară să se facă, e efectiv pe tonă, să facă analiză de cost, să se devină... Președintele Consiliului General, președintele ADIS-ului, da,
domnul Seto e director, domnul Brașov, a venit și ne-a spus așa, domnule, veniți cu niște soluții concrete. Da. Adică, uite, vorbim, dar veniți cu ceva concret și noi le analizăm. Și noi, eu personal și domnul primar a ajutat foarte bine, am fost cel care a spus, domnule, faceți, domnule, un experiment, de ce vă e teamă? Faceți un experiment pe Dărmănești, aveți în acea hotărâre din 2010 posibilitatea să luați în tonă, da? Faceți un experiment și luați de la Dărmănești în tonă, să vedem ce se întâmplă. Asta este soluția și atunci nu mai alergăm pentru că noi am participat ore întregi la discuții acolo cu Adi și cu Romprest. Știți ce spune Romprest? Domnule, la Dărmănești nu sunt 9.000 de oameni, sunt 15.000 sau sunt 12.000. La Târgu Ocna nu sunt. Adică noi trebuie să alergăm, să numărăm oamenii. Asta ne-a cerut, efectiv, să vedem cât sunt. 12.000, 15.000, 9.000, cât sunt. Dar știi, eu dar dacă noi mergem pe varianta la tonă, chiar nu-l interesează. Doamne, eu pot să am 2.000 de oameni la Dărmănești. Restul să fie plecați. Dacă eu produc 100 de tone, îți plătesc și 9.000. Da. Să știți că este un subiect foarte fierbinte. Este un subiect care ne presează. Ne presează pe toți și eu sper de comun acord să găsim soluții. Eu mă bucur că la Târgu Ocna s-a identificat o soluție, pentru că nu sunteți încă, și aveți șansa că nu sunteți înscriși la operatori, de a crea acea societate care să vă strângă gunoiul de pe raza orașului. Sunteți, cum să vă spun eu, avantajați din punctul ăsta de vedere. Eu am cerut Adisului să ne dea afară. N-avem niciun fel de problemă, pentru că o să mă duc și bat la ușă la Târgu Ocna și o să spun, domnul primar, vino te rog cu două mașini și ia și gunoiul de la Dărmănești și îți plătesc pe tonă și n-avem treabă, da? Și am scăpat de... Dar ei știu cei de la Adis că acceptând ieșirea Dărmăneștiului din Adis, deschide atunci cutia Pandorei. Abia atunci deschide cutia Pandorei și atunci vor avea probleme, pentru că dacă iese Dărmăneștiul, Moinești și el cu probleme, Târgu Ocna are și probleme, dumneavoastră aveți probleme, Zlănicul și el. Adică, la un moment dat, oamenii o să înceapă să își caute alte soluții care sunt rentabile pentru populație. Bun, da. Noi suntem încă, noi suntem într-o situație mult mai grea decât noi. Noi acum am aprobat taxa asta de 9 lei. Ați aprobat-o 9 lei și nu? E în dezbatere cu mine, nu e aprobat. Deci și noi vom aduce cumva tot în aceeași problemă până la urmă, să plătim un tarif pe tonă de transport numai. Dar au fost câștigate de ei. Dumneavoastră aveți și colectarea. Păi noi plătim de mâine. Deci interesul până la urmă este într-adevăr este comun, să plătim pe tonă. Tonă strânsă și transportată sau tonă numai transportată? Păi Măneștiul la fel, plătește 10 ani. Dar știți de ce? Face parte din comitet. Știți de ce? Haideți să vă spun. Știți de ce plătește de Măneștiul 15.000, Târgu Ocna cu Măneștiul 10.000? Pentru că dumneavoastră operatorul lor, Comăneștiu, strânge el gunoaiele, da? Și Moineștiu, ceilalți, toți sunt în baie. Păi, dar noi cu cine să strângem? Și Bufu. Da? Bine, costul mare al... Nu este din această cotizație, costul mare care va veni pe cetățeni. Eu aș spune câteva cuvinte, dacă permiteți. S-au întors pe toate părțile și de către domnul primar și către dumneavoastră domnul consilier, dar a cuptat foarte bine colegele noastre de aici, de Dărmănești, consilier, că suntem cu nații. Solidaritatea. Odată ce suntem membri în Adis, atât cei din mediul urban cât și cei din mediul rural, trebuie să fim pe picior de egalitate. Pentru că este această diferență mare de preț, 9,61 lei care va fi în mediul urban și 3,25 lei în mediul rural. Având în vedere că în mediul urban s-au făcut și investiții și în mediul rural nu, nu am înțeles de ce există această diferență. Cum au făcut doar într-o asociație, când ești membru, trebuie să ai drepturi și obligații egale. Am fost presați, mă spună voi de sensibilitate. Da, mai discutăm la diverse. Domnul președinte, mi-a plăcut la diverse. Supuneți la vot, nu știu dacă am aprobat. Ultimul proiect, pentru precizări, supunem la vot proiectul. Ultimul proiect n-a fost aprobat. Cine este pentru?
Abține? Împotrivă? Cred că dacă mai dezvăteam puțin, vota și Târgu Ocna. În direct, am vrea să votăm. Da. Trecem la punctul 8 diverse. Eu v-aș propune. Să uite în bucătăria noastră, nu mai faci diverse. Eu vă propun diversele să le avem în alt format, da? Nu mai greșe. Da? Sunteți de acord și la chiar la diverse, fără o să mai discutăm și... De obicei se spală rufii în familie, nu trebuie să știi și vecine. Când am făcut eu podul la izvorul meu. Mulțumim, mulțumim tare mult. Deci o ședință fără prea multe diverse. Cred că am închis ședința, o sună la consiliul local, dar ești o anele că te-ai frumos. Mulțumim foarte mult, de aia ne simt un pic, dar nu plecăm.